în primul rând, îmi îngădui să spun două cuvinte. Eu țin în mână aici un vis de iubire. De când o să puneți mâna pe carte, o să simțiți, nici măcar nu e o carte, e altceva. Orice desen de aici e ca o rugă. Orice poem e ca o spovedanie. Am parcurs-o, doamna Monica, cu lacrimi în ochi, pentru că altfel nu se poate parcurge. Este cartea ideală de iubire, de dăruire, de cadou, de dacă aș avea copil, i-aș citi din ea în fiecare seară. Și dacă aș avea părinți în vârstă sau bunici, le-aș citi în fiecare seară. O să-mi îngădui să vă citesc Adormirea, da? Cum cădea în sat amurgul peste o grăz și peste șure, a ieșit cu luna plină heruvimul din pădure. S-au speriat copii cu vite și au țipat pe spaima lui, liniștit o loc de coastă pe sub plopii drumului. Au foșnit ca de furtună, fără vânt, în frunză plopii. Luna tremură de vale, roate mari în iazul popii. S-a oprit la casa veche, unde drumul își face cruce, creștinește la răspântie și întârzie până se duce. A bătut în lemnul porții de stejar de două ori, singură se trase poarta și primită călător. Câinele urlă odată lung, apoi drumul mânui, heruvimul pentru atâta însă pasul își gropi. Maica Domnului, ca-n vremuri, sta cu lucru la fereastră, o trezi în raza lunii lin, aripa lui albastră. Strânse ea începută, toate grijile strânse, strânse zilele trăite, cu șirac de lacrimi plânse, la icoane ea aprinse cuviosă lumânare, până întâlnit de suflet o cuprinse pacea mare. Se închină rusânicoară, rusânion, ei cel mai drag, se gândi la fiul ceruri și la câinele din prag, își udă ca întotdeauna toate glastele din albă, se găti ca pentru noapte cu cămașa cea mai albă, netezi cearceaful bine, să nu facă nicio cută, pânza inului curată ca și viața ei trecută, se culcă sfioasă în patul strânt, ca pe o năsărie, și-a dormit rugând pe Domnul lângă fiul ei să fie.